Odată cu venirea primăverii, lavanda nu numai că începe să înflorească, ci și croiește drumul și către băuturile noastre preferate. Spre exemplu, cafeaua cu lavandă capătă tot mai multă popularitate, devenind un produs aproape nelipsit din cele mai cunoscute cafenele. Lavanda este cel mai bine cunoscută pentru efectele sale calmante. Este folosită de mult timp în medicina naturistă, iar printre beneficiile sale pentru sănătate se numără proprietățile antioxidante, antiinflamatorii și antibacteriene. Totuși, cafeaua în sine conține antioxidanți și are proprietăți antiinflamatorii împreună cu potențiale beneficii pentru sănătate, cum ar fi reducerea riscului de diabet de tip 2 și protejarea ficatului. Toate acestea, un medic specialist avertizează că băuturile de cafea, în special cele cu cofeină, îi pot face pe unii oameni să se simtă anxioși și să le afecteze negativ somnul. Nu este clar dacă levânțica poate calma și contracara aceste efecte. Din punct de vedere nutrițional, aceste cafele cu lavandă în tendințe sunt adesea făcute cu lapte sau alternative de lapte, oferind unele proteine, vitamine și minerale. Totodată, incorporarea lavandei în băuturi sau feluri de mâncare adaugă o aromă unică. Specialiștii recomandă și înlocuirea cafelei cu lavandă cu ceaiul din plante de lavandă, în special în cazul adulților cu vârste de 60 de ani și peste. Aceștia au raportat mai puține stări de depresie și anxietate după ce au băut ceai de lavandă de 2 ori pe zi timp de 2 săptămâni. Un medic adaugă că levânțica poate ajuta la digestie, ajutând la calmarea disconfortului stomacal și la atenuarea simptomelor de balonare și indigestie, relatează adevărul.ro.